În Crimea au fost interzise vinurile moldovenești. Despre acest lucru a anunțat principalul medic sanitar al peninsulei, Natalia Penkovskaya. Potrivit acesteia, interdicția a fost impusă după ce s-a stabilit că a fost încălcată legislația în domeniul sanitaro-epidemiologic. De menționat că Rusia a interzis livrările producției alcoolice din Moldova în septembrie 2013, iar din luna martie 2014, Crimea a intrat în componența Federației Ruse.